Da, la mulți ani, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Prima din acest an. Au trecut și sărbătorile, a trecut și Revelionul și Sfântul Ion. Ieri, la mulți ani le urăm sărbătoriților. Ne apucăm de treabă, deci nu avem ce face. Vorbim astăzi despre un sport poate pe nedrept mai puțin mediatizat în Buzău, despre futsal. Chiar în decembrie a avut loc derbiul orașului, da, evident, cum erau sărbătorile, puțină lume s-a ocupat de acest derby. Îl avem invitat în studio pe domnul Iulian Trăsnea, președintele al Luceafărul Buzău, echipa care a ieșit câștigătoare din acest derby. Chiar am văzut imagini și o să avem și noi, 6-3, un scor fabulos și un meci excelent, cu multă, multă, multă lume în tribune. Iată, a trecut aproape o lună. Încă se mai vorbește despre derbiul dintre Luceafărul și Fortius. Felicitări în primul rând. Cum s-a văzut? Cum ați văzut de pe margine acest meci? În primul rând doresc și eu un an bun, un la mulți ani, că îl doresc prin prima emisiune, și în al doilea rând să vă mulțumesc de invitație. Cum? A fost un derby județean cu multe orgolii, dar în care ne-am dorit ambele echipe să câștigăm, două echipe bune. Și v-am spus, și presiunea locurilor în clasament și-a pus amprenta, și toate acestea au contribuit la un meci foarte frumos, aprig disputat, cu răsturnări de scor, goluri frumoase, cu toate ingredientele unui derby de futsal. Da, a fost 1-0-3, 1-6-3, parcă. Da. Aici avem imagini de după meci. Am impresia... De vreo 3 ani de zile, așa vorbeam noi, tot reușiți să vă învingeți rivala orașului. Unele sunt sigur că ați fi preferat să pierdeți de multe ori, dar să promovați în divizia și să aveți, bine, ați promovat în divizia națională și să aveți bani să rămâneți acolo. Da, știți, discuțiile purtate, îmi doresc în continuare aceleași lucruri. Chiar la Buzău există mulți jucători buni de futsal și ar fi păcat ca acești jucători să plece la alte echipe sau să apuce de altceva. Chiar zilele trecute discutam cu iubitorii futsalului din Buzău și toată lumea spunea că să mergem, să facem, să mergem. Da, ne ducem, dar nu pot să mă propun eu, nu pot să propun eu autorităților. Autoritățile mai au și alte treburi. Oricum, în sportul buzean se vede în ultimul timp o schimbare în bine. Asta datorită în primul rând domnului primar și domnului Neagu, de la președintele Consiliului Județean. Chiar în ultimele câteva luni, chiar în ultimul an, să spun mai concret, s-au văzut schimbări radicale, înspre bine, pentru sportul buzoian. Da, am înțeles. Așteptați să se poate și îndreaptă ochii și către dumneavoastră, să fiți cooptat în... Da, poate. V-ar plăcea să fiți la Gloria, să vă numiți Gloria Buzău? Să vă schimbați din Luceafărul? Da, nu e nicio problemă. Pentru performanță trebuie să te sacrifici, să muncești și accept orice. Dar să... Știu și eu, băgat puțin în seama. Acolo, pe lângă aeromodele. Pe lângă aeromodele, pe lângă șac, pe lângă șofii. Mă uitam pe clasament, apropo de situația din Liga a doua, din al doilea eșalon valoric. În afară de Clujana, zic că echipele buzoiene, și Luceafărul și Fortius, ar putea să se claseze lejer pe locul 2, dacă ar dispune de un buget care să le asigure și existența în Liga Națională. Adică Colțea, Brașov, ok, echipă bună, dar să zicem posibil de bătut, un târg... Păi i-am și bătut, pe Colțea Brașov i-am bătut la ei acasă, în turul campionatului acesta în care ne aflăm, 2017-2018, și i-am bătut la ei acasă. Am schimbat, la momentul ăla erau liderii seriei întâi și am seriei de Liga 2 și am detronat. Asta, bine, Brașovul parcă a fost penalizată. Acum, după chestia cu noi, a fost penalizată și a trecut pe locul 2, dar să știți că e o echipă bună, cu jucători profesioniști, una dintre pretendentele la ocuparea locului 1, dar din cauza anumitor probleme ale lor, acolo au fost depunctați și s-ar putea să mai fie în continuare depunctați. Nici Târgu Secuiesc, să zicem, nu e echipă de nebătut, cum era odată. Da, este retrogradată de Liga 1, totuși are experiența unui futsal de calitate.
Dar sunt de bătut. Sunt de bătut și cum, dacă își îndreaptă pe cineva și privirea asupra echipei lui Ceafă, spun eu, nu e nimic pierdut pentru un loc 2. Deci, față de locul 2-3, sunt câteva puncte. Brașovului, dacă îi se ia cele, urmează îi se lua, din câte știu, 4 puncte, aș rămâne la 3 puncte de locul 2. Da, și Târgu Secuiesc, cu Târgu Secuiesc joc acasă în sala sporturilor la Buzău. Deci nu e nimic imposibil. Da, să înțeleg că obiectivul pentru, să zicem, cea de-a doua jumătate a sezonului este chiar atacarea promovării? Păi, la momentul ăsta nu dispunem de cele necesare. Vă e frică de promovare, să înțeleg? Nu, nu mi-e frică de promovare, dar sunt conștient că sunt probleme. Am primit probleme financiare, nu te poți bate dacă nu ai bani. Așa, lotul echipei este destul de mare, valoros. Voi mai aduce în cazul în care mi se va da un semnal că pot merge mai departe aici în CSM. Dar v-am spus, totul se rezumă la așa îndrepta cineva ochii și câte futsal. Așa, dacă vorbim așa de primul 4 și portarul ați putea să rezistați cu ăștia 5 fotbaliști. Bine, știm, la futsal se fac 10.000 de schimbări într-un meci. Ați putea să rezistați în Liga Națională? Da, eu spun, cu toate că e foarte greu, mai trebuie ceva jucători aduși și eu cred că primul 4, primii 6, aș avea o linie și jumătate care ar face față. Sigur, nu voi retrograda sub nicio formă, indiferent dacă voi promova. Pentru că știu și cred în jucătorii care avem și sunt jucători foarte talentați, adică jucători care chiar se pricep la jocul ăsta de fotbal, futsal, numit el. Dar ce trebuie un jucător de fotbal, să zicem, de teren mare, ca să fie bun la futsal? Pentru că, evident, vorbeam și înainte de emisiune, mă uitam și noi, când eram mic, mă uitam pe DSF, cum zicea românul, și culmea, echipa lui Dorinel Montanu la pe teren mic, jucau nemții în pauza de iarnă, îi bătea pe Bayern München așa cu ochii închiși, jucătorii polster la ei. Ce trebuie să aibă un jucător de futsal ca să aibă succes? Da, în primul rând să fie foarte tehnic, glezna fină, să știe să dea o pasă curată cu latul și să aibă capacitate de efort, pentru că se joacă 4+1 și în permanență trebuie să alerge de marți, să cauți spații. Și să nu dea scăriță când e simplu portarul. Da, asta... Aveți un fotbalist talentat acolo, în primii 4, și dă scăriță. Păi e talentul lui, nu se poate dezbăra. Și am avut mereu discuții și eu și antrenorul. I-am spus, Bobe, dă mingea în poartă și după aia fă 7-0, dă 7 gol, o să conducem cu 7 și după aia fă scărițe. El e, cum să vă spun, preferatul publicului. Oriunde am fost cu el în deplasare, toată lumea îl aplaudă, aclamă și el intră în jocul lor, așa. Se duce, bate palma cu ei în timpul meciului. E prea brazilian. Da, îi place, e îndrăgostit de minge. Dacă vorbim de gleznă fină, aș putea spune că Bobe e pentru cei mai buni jucători la nivelul lui din țară, la futsal. Da, dar asta... Ar putea ajunge mai mare la futsal decât la fotbal. Da, din punctul meu de vedere și al altor câțiva, așa zis special, zic eu că Bobe ar fi unul dintre viitorii pretendenți la un loc de titular în echipa națională de futsal, care echipă chiar luna aceasta voi merge cu echipa de futsal a României la campionatul european unde s-a calificat. Da, România este calificată la campionatul european din Slovenia. Poate această promovare și o mai mare mediatizare ar aduce și futsalul, ar crește futsalul, să zicem, în ochiul microbistului de rând. Care fie vorba între noi, nu prea e familiarizat cu sportul ăsta, pentru că vorbeam și cu colegii, vedem cam aceiași oameni la sala sporturilor de obicei. Din păcate. Din păcate, dar nici nu s-a lucrat aici din punctul ăsta de vedere. Să atragem până toate mijloacele. Noi am încercat și încercăm în continuare. Și chiar la ultimul meci au fost 600-700 de spectatori pe care au venit ei din propria inițiativă. Nu i-am chemat eu sau cei de la echipa cealaltă. Au venit ei, au început să prindă gustul futsalului și chiar Buzău este unul din orașele care are două
două echipe de Liga a doua și vreo patru echipe de Under 19, înscrise în campionatul de futsal al Federației Române de Fotbal. Păi au venit că era derby local. A luat futsal la Buzău, chiar a luat o amploare, eu zic, destul de mare. Da, erau chiar amuzat, erau cel puțin tribuna oficială, să zicem, cea din dreapta cu Mintri, era chiar plină până la refuz. Bine, erau și copii, dar era lume. Nu contează vârsta. Și v-am spus, n-am mediatizat atât cât trebuia. Din considerentele care eu le spun că duc la același lucru. Da, la noi am vorbit atunci, înainte de promovare, s-au obținut să răți promovarea și nu știați dacă veți evolua sau nu în Liga Națională. Bănuiesc că dezamăgirea a fost mare atât pentru dumneavoastră ca președinte de club, cât și pentru jucători. Pentru că, dincolo de remunerația pe care o obții în divizia, în Liga Națională, e și kick-ul ăla. Dom'le, joc la cel mai înalt nivel și vorba aia, mă dă la televizor. La televizor, văd țara, pot fi convocat la Național, la România, adică eu spun că s-a din mulți și noi avem jucători destul de buni care pot fi cooptați în lotul național. Dar v-am spus, totul se rezume și se învăță în jurul banilor, cum am mai spus de fiecare dată, și ar fi păcat să nu și îndrepte și asupra noastră a futsalului buzoian puțin așa. S-a simțit așa un recul de performanță după, să zicem, dezamăgirea aia de a nu evolua? Da, e normal. Jucătorii simțeam eu că nu mai au motivația aia, că spui, au promovat, iar luăm de la cap în același eșalon. Ei chiar își doresc, și acum am vorbit cu mulți întâi, ei și-ar dori la Liga I și eu vă spun că am face față. Buzău avea o echipă bună de futsal la Liga I. După cum ați văzut, am jucători destul de buni, am mai adus și voi cred că voi mai aduce în funcție de ce. Ca ce intenționat să aduce? Sunt fotbaliști numai cunoscute? Eu, pentru mine, e cunosc tot așa. După la echipele astea care au retrogradat, pe la Târgu Mureș, dar și din județ, de aici mai sunt, din oraș, din București, Galați, Brăila, sunt o grămadă. Chiar am primit pe telefon și pe Facebook să invitau ei. Și negri, și brazilieni, și toate alea. Păi și la România avem câți brazilieni? Trei brazilieni, da. Trei brazilieni de la Timișoara, sau de unde sunt? Da, joc doi la Timișoara, știu, Sabia și nu mai știu cum îl cheamă pe cealaltă, dar chiar sunt buni și de-aia au și fost naturalizați, au adus plusul de care aveam nevoie, au făcut saltul, să vede, e altceva, Brazilia e Brazilia. Da, presupun că un brazilian la Buzău, chiar și de nivel mediu, în termen brazilian, evident, ar aduce și mai multe. Dar până la Brazilia, m-am spus, sunt jucători din județul nostru care pot face pasul și la Liga I, v-am spus, deja o linie cam 4 o linie și încă o jumătate ar fi, dar aceștia trebuie să pregătiți într-un mod corespunzător, adică să trecem și noi peste faza asta, să ajungem și noi să fim profesioniști, mai mult profesioniști, nu amatori. Că... Apropo de profesioniști și de amatori, la un moment dat exista discuția ca jucătorii divizionari de ligile întâi, a doua și a treia să nu aibă dreptul de a practica și alte sporturi. Exista o propunere prin federație, se vorbea pe la colțuri, până la urmă a picat varianta sau încă se mai discută, habar n-am. Nu se mai discută și chiar au picat chestiile astea. Asupra activității jucătorilor? Asupra unora, da. Depinde de echipa la care activează și de conducerea la care activează. Sunt jucători cu contracte, poate acum, cum sunt cei de pe la Metalul și sunt de înțeles, da? Se pot aranja treburile, adică să joace și aici și acolo. Și ce spuneați dumneavoastră cu profesionalism, cu echipii la ABC, nu. Pot juca cu acordul clubului, nu cu contract, cu acordul clubului pot evolua la futsal, la Liga I, la a doua, dar deja la Liga I devin profesioniști și ar trebui să renunțe ori acolo, ori acolo. Acum depinde, v-am spus, ce vor și ei, ce vor și conducerile cluburilor respective, dar se poate. Înainte se cerea acordul și la Liga III, acum să mai cere acordul. Deci dacă clubul nu are contract cu jucătorul respectiv, poate activa. Da, chiar mă uitam, făcea cineva un dribbling frumos acolo. Bănuiesc că dincolo de, ok, la futsal întâlnim tot felul de accidentări. E un sport care solicită foarte tare ligamentele, glezna. Da, da, da. Ce? Dar dincolo de neajunsuri există și, nu știu, ți se cizelează tehnica, așa, da, te faci mai fotbalist, cum se zice. Te călești. Ați avut și o discuție cu George Timiș în sensul ăsta. Da, acum câteva săptămâni, două, trei săptămâni, am avut o întâlnire, m-am întâlnit cu dânsul în fața să le
Ministerului Sporturilor și tot așa am putut o discuție pentru viitor, adică să ne așteptăm unul pe altul. Eu cu cei care mi dau la sală să devină mai bun, mai tehnici, mai puternici și totodată să fiu și eu ajutat să-i poată lăsa. Da, să sperăm că se va întâmpla o simbioză de asta între... Ar fi necesar o chestie de asta pentru binele ambelor echipe și pentru binele sportului buzoian. Da, să vedem. Ce vom trăi și vom vedea, cum spune românul. Poate cine știe, vă spune cineva de la primărie să vă întrebe, eu habar n-am, de planurile de pe 2018. Au fost 2 ani cu 2 promovări consecutive, dacă mi-aduc bine minte. A promovat Fortus inițial de pe locul 3, parcă. Da, sau 4, 3, 4, știu. 3, nu, imediat după ați promovat și voi, Luceafărul. Din păcate, niciuna dintre echipele amintite n-au ajuns să evolueze în divizia. Chiar de atunci se vorbea despre o eventuală fuziune între cele două cluburi, care, iată, nu s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat de nu s-a întâmplat această fuziune? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mai nimic. Ne-am văzut fiecare de echipa noastră, nefiind bani să putem să ne așezăm la masă, am menut așa, am mers fiecare făcând rost de unde am putut, de la autorități, de la sponsori. Și poate exista în continuare o discuție, dar v-am spus, fără ca cineva din autoritățile locale să-și îndrepte privirea așa asupra noastră, e greu să poți susții din fonduri private o echipă la Liga 1, unde ar trebui un 5-6 miliarde așa pentru un loc 7-8. Vrem mai mult noi, da? Deocamdată ar fi bine și atât, măcar. Da, haideți să fim deocamdată la Liga a doua, o echipă de un club de futsal de nivelul Buzăului, pentru că noi la Buzău ne-am obișnuit de așa, să întindem pelteaua, da. Dar la toate sporturile, nu vorbim de Târgu Secuiesc sau de Cluj. Până în 2 miliarde bănuiesc că se duce bugetul unei echipe. Pentru a promova în Liga 1, da, în jurul la 2 miliarde. Asta pentru promovare. Acum nu spuneți că Clujeana are buget de 2 miliarde, că nu vă cred. Da, de mai mult. Cred că are de vreo 5-6. Are de mai mult. Nu știu, sigur, deci erau vorba de vreo 100 de mii să aibă ei. Dar Deva, Colțea, unde jucătorii ăștia... Mă uitam la echipe Gheorgheniu, care... Gheorgheniu a fost campion național. Mai de mult. De la ei au pornit la pornit futsalul ăsta. Adică ei au rădăcini acolo, la ei sau... Păi joacă și ei, futsal și hockey, ce se poate juca în sală, că e iarnă și în august. Sunt sub dumneavoastră, sunt pe 12, pe 11, pe cât sunt? Sunt 10, sunt mai slăbuți, tot așa, trec pe un perioade de-astea nefaste financiar și ei și v-am spus că acolo s-au pus bazele futsalului și tot acolo, uitați că se poate și așa, ei pun bazele și ei nu au echipă. Da, vorbim și despre planul pentru jumătatea următoare a sezonului, dar și pentru sezonul viitor după o pauză de publicitate. Ne întoarcem imediat.